Aproximativ 120 de elevi din comuna Ungureni se înghesuie să învețe într-o clădire veche, fără centrală și fără grupuri sanitare. Asta în timp ce la doar 2 pași a fost construită o școală nouă, încă din anul 2008. Primarul comunei Ungureni, Ilie Ivanache, spune că ridicarea clădirii a început cu fonduri de la guvern, dar de la jumătatea anului 2009 lucrările au fost sistate din cauza că banii nu au fost suficienți. Construcția măreață stă acum să se dărâme sub privirile triste ale părinților, a cadrelor didactice și ale elevilor. Anul 2008, ei au fost prin hotărâri de guvern și au fost dat bani prin Ministerul Educației. S-au efectuat lucrări la 3.330.000. O rămas diferența. Din 2009, când s-au încheiat atunci lucrările și nu s-au mai alocat fonduri. Uitată de autoritățile care ar fi trebuit să o reabiliteze, școala cea nouă se degradează pe zi ce trece. Izolația termică a fost ciupită, iar școala nu mai arată deloc a nouă. De 9 ani, micuții, părinții, dar și cadrele didactice visează la momentul când vor putea să-și desfășoare activitățile în săli spațioase, confortabile și dotate cu tot ce au ei nevoie. Cu toții își doresc ca școala nouă să fie reabilitată pentru ca nimeni să nu mai aibă de suferit. Să ai o școală unde să ai mai multe condiții și să fie bine, nu? Da. Mai ales că cea nouă să fie reabilitată, nu? Da. La doar 12 ani, Denisa își dorește să învețe într-o școală frumoasă și modernă. Mi-ar plăcea să învețe într-o școală nouă pentru că ar fi condiții mai bune. Acum învață cineva în școala cea nouă? Nu. Dar vouă v-ar plăcea să învățați acolo, nu? Da, și să fie foarte mult. Toaleta unde? Afară. Și v-ar plăcea să fie în... Da. Pentru că când este frig, este foarte greu. Cine știe cât timp va mai trece până când dorința profesorilor și a elevilor se va împlini. Primarul Ilie Ivanache spune că lucrările la școala nouă nu pot fi reluate decât de guvern, cel care s-a ocupat încă de la început de acest proiect. Deci o clădire care este începută nouă din temelie, trebuie să o termini cine a început-o. Singura soluție pentru ca micuții să beneficieze de condiții mai bune pentru a învăța este oferită chiar de către primar. Școala veche va fi reabilitată din bugetul local, iar micuții vor merge să învețe în acest timp la școala numărul 1 Ungureni. O să-i aducem aici la școala 1, dar o să fie după amiază. Deci o să fie o perioadă când o să fie greu și pentru copii și pentru noi. Ideea a fost să așteptăm să termine, să o reparăm pe aceea ca să poată fi condiții pentru toate clasele și pentru grădiniță.